În câți ani crezi că va ajunge naționala la să scoată din nou românii pe stradă? Se poate întâmpla și acum. Și cred că noi avem dreptul să sperăm, pentru că este o campanie cu șanse reale, este o grupă cu o dinamică foarte echilibrată. Niciuna dintre echipe nu poate spune că domină grupa, nici măcar Franța, care este pe primul loc, a pierdut puncte importante cu Belarus. Noi, la rândul nostru, am blocat Belarusul, în Belarus, urmând să jucăm acum cu ei acasă un meci decisiv. Am trecut la meciurile directe peste Bosnia, bătând 3-0 la București și pierzând 2-1 acolo. Deci, șanse sunt. Sigur că situația noastră, fotbalul nostru, nu mai este cea din trecut și nu ne impune ca favoriți în grupă. Tot timpul trebuie să muncim foarte mult ca să obținem asta și trebuie să avem și puțină șansă. Este nevoie ca din campionatul românesc să plece jucători bine pregătiți din toate punctele de vedere, să plece jucători către echipa națională cu o motivație totală, să plece jucători către echipa națională cu un spirit diferit față de cel existent în acest moment, cu un patriotism total, pentru că trebuie să existe și acest sentiment pentru a da mai mult decât ceea ce este posibil. Spun ce este și ce am simțit pe toată această perioadă și cum trebuie să, care sunt șansele noastre de a reuși, nemai existând valoarea care era acum 15 ani sau 16 ani. Dacă ar fi să îndepărtezi momentele la care ai făcut referire, fie și tangențial, legate de faptul că au existat presiune asupra unor jucători sau că au existat șase jucători. Șase jucători mi-au transmis, patru dintre ei direct, într-o discuție cu mine, iar alți doi indirect. Dacă aceste lucruri, că au fost contactați, că au fost provocați, în fine, iarăși sunt lucruri pe care până la urmă trebuie să le gestionăm noi și asta este. Fără această stare de tensiune, crezi că echipa națională cu tine ar fi putut obține atâtea rezultate și în viitor fără aceste presiuni? Dane, eu am rămas cât am rămas. Am plecat într-un moment în care echipa națională are șanse. Obiectivul meu era să ne calificăm la turneul final. Nu ne calificam, trebuia să plec. Plecarea mea a fost grăbită de această, să zicem, situație nefavorabilă, cum vrei să spui, ciudată, mă rog, în urma comitetului executiv. Eu nu mai pot privi în spate. Am plecat și gata. Mai înainte încercam să privim și să ne dăm seama ce ar trebui să eliminăm noi. Dar nu trebuie vorbit cu mine. E un alt antrenor care își pune părerea lui, are o altă mentalitate, o altă idee, știe foarte bine.